Dragii mei, eu întotdeauna așa am înțeles din Biblie că trebuie să fim gata oricând să putem lua cina Domnului, în orice moment. Sigur, la cina Domnului, în mod special, sunt câteva elemente pe care Domnul le consemnează, le subliniază, ce trebuie încă să facem în plus. Dar ca viață de neprienire, Domnul nu ne anticipează, nu ne anunță când trecem în veșnicie. Trebuie să fim pregătiți în orice clipă. Sau vine venirea Domnului. Trebuie să fim pregătiți oricând. În orice clipă, în orice moment. Deci pentru cina Domnului, noi trebuie să trăim o viață curată. De aceea sunt între voi. Mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Deci trebuie să trăim în așa manieră încât în orice moment să o putem lua. Încă o dată, câteva elemente care sunt consemnate în Biblie. De bună oară să nu vă lipsiți de datoria de soț, unul de celălalt, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea, spune Biblia. Când e vorba de cina Domnului, sigur, ținem cont de acest lucru. De aceea aș vrea să nu uităm, dragii mei, cina Domnului, noi trebuie să o luăm, nu putem fără cina Domnului, fără părtășia cu El. Aș vrea să subliniez ceva în această zi cu privire la încercare. Era vorba și în mesaj că Domnul va încerca. Domnul încearcă, să știți. Nu diavolul. Diavolul ne-ar zdrobi dacă ar putea. El nu poate face decât ce este îngăduit de cel preanalt. Pentru că îi aparținem Domnului, suntem ai Lui, El îngăduie să fim uneori probați, încercați. Știți ce spune Ieremia printre altele? Zice, toți sunt niște, vorbind despre Israel, toți sunt niște răzvrătiți, niște bârfitori, aramă și fier, toți sunt niște stricați. Foalele ard, plumbul este topit de foc, degeaba curăță căci zgura nu se dezlipește. De aceea se vor numi argint lepădat, căci Domnul i-a lepădat. Domnul când încearcă are scopul lui, pe de-o parte, aurul să fie mai curat. Să fie absolut. Dacă el zice Biblia, zice Petru, aurul care este aur este curățit prin foc, cu atât mai mult credința noastră este încercată să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Noi am vrea lauda, cinstea și slava să o avem acum, nu acum. Nu acum, nu se vede acum, departajarea nu e aici făcută. Atunci, în ziua aceea, atunci se va vedea adevărata trăire pe care noi am avut-o, starea reală pe care creștinul a avut-o. De aceea omul lui Dumnezeu, David, spune aici printre altele, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, încearcă-mă. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. S-ar putea să fii pe o cale rea și dacă Domnul nu întâmpină această stare a inimii tale și a inimii mele, dragii mei, pot să ajung pierdut pentru veșnicie, să nu mă mai trezesc. Când mă trezesc, e târziu. De aceea Domnul aici încearcă, pe copiii Lui încearcă. Dincolo nu o să mai fie încercări. Încercarea este aici, proba. Neprobați. Neîncercați, nimeni nu va ajunge acolo. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Și amintesc numai așa fără comentarii, când pot să fiu pe o cale rea, să mă verific? Atunci când în vorbire apare mereu eu. Mereu eu. Eu, eu, eu. Și în familie și în afara sferei familiei. Era vorba aici de mărturie, de a te lăuda, a te lăuda zice să te laude altul, nu gura ta, un străin și nu buzele tale. E extraordinar să fii imun și la vorbirea de bine. Să auzi, dar să nu auzi. Cu atât mai mult la vorbirea de rău. Maria și Aron l-au vorbit pe Moise de rău. Și Aron și Moise nu au auzit. Cum să nu aud? Au auzit, dar nu au auzit. Și pentru că nu a luat el atitudine, a luat atitudine Domnul. I-a chemat pe toți trei.
și-o rosti sentința. Știți că Maria s-a umplut de lepră. Chiar și la o vorbire de bine, să fie imun, să nu... Pentru că voi aminti ce spune în Psalmul 19, o aminti frații dimineață. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine și atunci voi fi păzit, fără prihană, păzit de păcate mari, păcate la plural. Mândria atrage păcate mari. Diavolul a căzut din pricina mândriei. Mă voi sui în cer, pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază noapte. Voi fi ca cel preanalt. Și în momentul acela l-a prăbușit, a fost prăbușit. Și a ajuns un demon, împăratul spaimelor. Așa vorbește Biblia despre el. Deci să nu uităm, dragii mei, când în vorbire apare mereu eu, atunci când nu mă pot bucura de succesul celui de lângă mine. Tu te poți verifica acum, te poți bucura de succesul celui de lângă tine, acelora din biserică. Dacă te poți bucura, e în ordine. Dacă nu te poți bucura, e un mare semn de întrebare. Apoi un alt lucru, mă pot cerceta. Atunci când aștept răsplătiri pentru ceea ce fac, pentru ce fac că aștept răsplătiri, atenție din partea fraților, nu e în ordine. Sunt pe o cale greșită. Atunci când nu suport să fiu mustrat, dojenit, contrazis, când nu suport, atunci când nu accept să fiu verificat, controlat, sunt pe o cale rea. Peste cei mari sunt alții și mai mari și peste toți veghează Dumnezeu. Dar uitați-vă și în familie unora din aceștia, să vedeți care e starea în familie, că de acolo pornește totul. Acolo sunt carențe, sunt probleme. Și se încearcă rezolvarea, dar nu pe calea pe care Domnul o dorește, filiera, drumul pe care El îl are, e Biblia, e cuvântul. Când mai pot să fiu pe o cale greșită? Atunci când nu, numai ce fac eu este bine. Ce fac alții nu e bine. Dar și cealaltă extremă. Atunci când tot ce fac este rău, totul e rău, eu nu știu nimic, eu nu pot nimic. La fel, e o altă extremă greșită. Când ajung și în extrema asta, e foarte greu de a reveni pe calea cea bună. Pe mijlocul cărării neprienire este extraordinar. Și dacă faci un pas în stânga sau în dreapta, te poți redresa foarte ușor. Dar pe mijloc să încerci să mergi tot timpul. Ce frumos era menționat dimineață și vreau să reamintesc ceva. Încă o dată, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine, atunci voi fi fără prihană nevinovat de păcate mari. Păcate mari care sunt atrase de acest duh, de acest păcat al mândriei. Încă o dată, diavolul a căzut de mândrie, oameni mari din Biblie. Aș vrea să subliniez numai ceva așa, tangențial, cum se poate manifesta mândria. Uite ce smerit îi și cu smerenia lui se mândrește. Smerenie mândră, e mai periculoasă decât orice. Ăla nu se vede niciodată că e mândru. În general, cel care e mândru, ăla are nevoie de o lumină, de o călăuzire, de o îndurare a celui preanalt. Altfel nu poate să realizeze ce este în viața lui sau pe ce cale este, că este pe o cale greșită. Foarte important. Și la copii vine mândria, și la școală vine mândria, și la tineri, la adolescenți, și aici la proroci, și la predicatori, și la păstori, la oricine, nimeni nu-i scutit. Mândria îi încearcă pe toți. E extraordinar însă, păzește de asemenea. Tot David este cel ce spune acest lucru, ca și în Psalmul 139. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Știți că doar în final David despre el spune Biblia. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima și placul meu, care va împlini toate poruncile, toată legea mea. Extraordinar. Dar în final, o trecut, probele au fost multe. Încercări peste încercări. Domnul l-a curățit, l-a modelat.
până au ajuns ceea ce o dori Dumnezeu. Să știți că cu mântuiții va fi tot la fel. Domnul încearcă, spune Biblia, pe cel neprihănit. Auziți cine este încercat? Așa spune Neremia. Și acum, Doamne Dumnezeu oștirilor, care încerci pe cel neprihănit. Auziți că el încearcă pe cel neprihănit. Cum, dacă e neprihănit, pentru ce? Ăla păcătos are nevoie de încercare. Ăla e lăsat toată viața și crede că este bine. Cât pe ce să mă nenorocesc în mijlocul poporului și adunării. Cum se poate descifra această mândrie? Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească, să nu stăpânească. Vine câteodată așa, dar să nu stăpânească. Să ai putere, să te rogi, să te smerești, să vii înaintea lui Dumnezeu. Numai El te poate ocroti, te poate păzi. Un prim lucru, omul care e prins de mândrie nu ascultă. Prin neascultare, sunt N exemple în Biblie. Știți, printre altele, în primul împărat al lui Israel. Ce ne spune Biblia despre el, Saul, modul în care Dumnezeu l-a ales, nu a ascultat. N-asculți acum, n-asculți altă dată, dar uite, nu se întâmplă nimic, nu-i nicio problemă. Da, în timp, fii liniștit. Că Biblia spune, ascultă, ascultarea face mai mult decât jertfele, împlinirea cuvântului mai mult decât artele de tot. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică, are viață în El. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din plin, din belșug. Asta dorește Domnul de la noi. Din mândrie nu asculți, fii foarte atent. Când sfidezi acolo ceea ce spun frații aici, acolo îi deja o mândrie mai mică sau mai mare, că ea încă sigur, ea e în creștere și mândria. Ca și dragostea, ca și smerenia. Nu-i la toți la fel, să știți. Diferă de la unul la altul. Din mândrie nu asculți, din mândrie nu respecti. Din mândrie nu respecti. Dar fii liniștit că așa te vor respecta și copiii tăi, cum respecti și tu pe alții, asta e lege. În maniera și în măsura în care tu respecti pe alții, pe care trebuie, cărora trebuie să le dai respect, așa te vor respecta și copiii tăi în viața aceasta și vei vedea, vei sesiza și sesizăm destule. Doamne, binecuvântă Biserica Betel. Amin? Cu ascultare, Doamne, cu respect. Cui datorezi respectul? Cinstea, dați cinstea, dă respectul. Asta spune Biblia. Dar mai mult decât atâta, noi suntem chemați la toți oamenii, vis-a-vis de toți, să avem aceeași atitudine. Apoi din mândrie nu cinstești, din mândrie nu cinstești. Și a cinsti, să știți, încă o dată, este biblic, este cerința lui Dumnezeu. Pe unii citești, așa citești printre rânduri, cum s-ar zice. Nu mai vorbim în familie, că de acolo pornește totul. Totul pornește din familie. Copilul care e de mic, e lăsat și nu e învățat, nu e educat. Că el trebuie să-și cinstească părinții, trebuie să-și cinstească frații lui. La școală trebuie să cinstească pe cei care îl învață și așa mai departe, vecinii. Relația care o ai. Știi ce spune acolo în Biblie, în Vechiul Testament? El cinstește pe cel vrednic de cinstit, dar disprețuiește pe cei ce se tem de Domnul. Dar găsiți în Noul Testament, mai găsiți așa ceva? Nu mai găsim. Dimpotrivă, Petru spune, cinstiți pe toți oamenii. Pe toți oamenii, spune Biblia. Apoi, din mândrie, disprețuiești. Dispreț. Poate nici nu-l vede altul că tu disprețuiești, dar înăuntru tău, că aici e toată inima, e cercetată de Domnul. Și vis-a-vis de starea inimii, starea inimii, așa e și îndurarea și binecuvântarea celui preanalt. Disprețuiești. Disprețuiești cuvântul, o să vorbească. N-am eu treabă. Eu am drumul meu. Da, l-ai. Și în vremea Domnului Iisus, Domnul a vorbit cuvânt ca el nu a avut nimeni, categoric. El a fost Fiul lui Dumnezeu, a fost desăvârșit.
Acesta este fiul meu prea iubit, se spunea, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. De el să ascultați. Dar Domnul așa l-a cinstit pe Tatăl, încât nu a ieșit din cuvântul Lui. Cuvintele nu sunt ale mele, ale Tatălui. Lucrările nu sunt ale mele. Minunile nu sunt ale mele. Eu nu fac decât ceea ce am văzut pe Tatăl că face. Și ce-a făcut și face Tatăl, fac și eu. Tatăl l-a învățat și în final o și putut spune frumos: am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac, nu ce-am vrut eu de capul meu. Fiecare în biserică avem o lucrare de făcut, să știți. La ce sunt chemat? Știu la ce sunt chemat. Poate sunt un anonim aici, dar sunt chemat să mijlocesc, să mă rog, să trăiesc, să am o viață de verticalitate, o vorbire cursivă, o vorbire reală, veritabilă, articulată, așa cum dorește Domnul. Dar să nu pot dacă n-am cuvântul Lui. Cum ies din cuvântul Lui, imediat am greșit, am buctat. Cum încerc eu de la mine, imediat, sigur, sunt greșit. Apoi, din mândrie, te lauzi. Te lauzi, ăsta deja e ceva mai... Un om, când stai de vorbă cu el, nu străbă mult timp, dacă, sigur, cât de cât ai o sensibilitate, să-ți dai seama ce există în el, sau ce vorbește, sau pe cine scoate în evidență. De multe ori mă întreb: Doamne, dar cum pot oamenii aceștia? Parcă vorbesc un alt limbaj. Limbajul nostru trebuie să fie Biblia. Din două, trei vorbe trebuie să ajungem la cuvânt, le lăsăm pe alealte. Sunt alții care le au pe buzele lor. Noi trebuie să avem cuvântul. Dar asta trebuie să din inimă. Toate lucrurile ies afară din inimă, din interiorul nostru, din inima oamenilor. Apoi, din mândrie, bârfești. Bârfești. Asta e un păcat care face ravagii. Nu ținem cont de el. Adevărul. Dar cine te-a pus pe tine cu adevărul? Să caracterizezi tu pe cineva. Cine ți-o dat să-l caracterizezi? E o sarcină care ți-o iei tu singur și suferi. Suferi din cauza aceasta, te va apăsa în jos, te va dărâma. Dar nu numai atât. Într-o familie unde se bârfește, soț și soție vorbesc pe unul pe altul, copiii sunt martori. Exact același lucru se perpetuează. Același lucru îl fac și copiii. Dar numai atât, ei sunt mai sfinți, ei nu-și mai văd carențele și problemele din viața lor, pentru că le văd din viața altora, și copiii procedează la fel. Când cresc copiii, ai vrea să-i corectezi și nu mai poți. Ce-o crescut strâmb, strâmb, nu se poate îndrepta. Și ce lipsește în caracterul copilului nu poate fi pus la număr. De copil, zicem că de copil se vede drumul, calea pe care o alege. Drumul pe care merge, îl poți corecta încă, poți să-i pui o proptă, cât e mic, să-l formezi, să-l îndrepți. Când e mai mare, nu-l mai poți. Numai o minune, dacă Domnul are o îndurare specială. Dar astea sunt excepții și excepția confirmă regula. Din mândrie nu suporți. Nu suporți. Uite, nu-l suport pe cutare, nu-l suporți. Aia e mândria. Mai mică sau mai mare, toate sunt din mândrie. Efectele mândriei. Din mândrie te cerți, din mândrie te cerți. În familie, încă o dată, se spune mereu, ceartă între soț și soție. Păi nu-i admis așa ceva. Cine odată o face și a doua oară, și a treia oară. Și la un moment dat se obișnuiește. Viața lui, asta este elementul normal în care el se simte bine. Din mândrie te porți necuvincios. Te porți necuvincios. Te porți necuvincios în familie, în afara sferei familiei și în ultimă instanță și în biserică. De multe ori îmi zic, acum recent undeva, un frate Eugen, îi nevoie, și acolo era vorba de niște tineri care umblau așa cum nu trebuie. Păi zic, aveți păstor aici, aveți frați care vorbesc din cuvânt.
purtarea necuvincioasă și înținută, dar vin la casa Domnului, oricum, eu vin în prezența Lui, El e prezent aici, e casa Lui, îl cinstesc pe El, îl onorez pe El, chiar dacă în ultimă instanță pe frați nu-i cinstesc, dar cinstesc pe Domnul. Numele Lui care e prezent aici, vin aici să mă rog, El să mă asculte rugăciunile. Ce frumos! Și atunci la cina Domnului, sigur că ne apropiem, ne apropiem cu încredere. Aia nu înseamnă că sunt într-o stare bună, desăvârșită, dar El mă poate face desăvârșit. Vede că eu mă lupt și partea mea încerc să mi-o fac. Acum, ce nu pot eu, face El. Ce nu sesizez eu și n-am sensibilitate, îmi dă El sensibilitate și mă face să înțeleg. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Betel. Doamne, ajută-ne în virtutea cuvântului să ne îndreptăm viața. Cum și în Biserica Betel mai sunt lucruri de îndreptat, o sunt la fiecare dintre noi, fiecare le avem. La toți există anumite lucruri care trebuie corijate, îndreptate, eliminate. Dumnezeu să ne binecuvinteze, iar acolo unde e bine, Domnul să ne ajute să mergem înainte, încredințați în cuvântul Lui și în puterea Lui, și El să rămână stăpân și Domn în viața noastră. Amin.